După ce în weekendul recent încheiat, SECBRAE Cata SRL, operatorul de profil care asigură servicii de salubritate în 61 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, excepție făcând cele 6 orașe din Valea Jiului și comunele Bănița și Baru, a anunțat sistarea ridicării deșeurilor menajere, situația parea să fie reglementat, măcar și parțial. Și asta chiar dacă în ședințe extraordinare organizate astăzi, Consiliile locale din Deva și Hunedoara, cele mai mari localități din județ, au decis rezilierea contractului cu operatorul de salubritate mai sus menționat, conducerea firmei nedorind să comenteze respectivele decizii. N-am ce să comentez, este dreptul lor, este prevăzut și în sistemul de gestionare a deșeurilor și în statut cum funcționează. O să vedem ce decizii o să luăm. Perioada următoare, funcție de ce se decide și de către autorități, chiar a fost președintele Consiliului Județean, care și el se arăta surprins de situație și a comunicat că atât au durat procesele ca să recupereze acea redevență. Ori comercial, vă întrebați în orice parte, după un anumit termen te duci în justiție și execuți factura. Nu aștepți să-ți vină curtea de conturi, Și aștept. Deci problema, din punctul meu de vedere, dacă nu se schimbă radical conceptual modul de gestionare a deșeurilor, juridic vorbind, o să fie în continuare un dezastru. Bogdan Constantinescu, directorul general de la SECBRAE Cata, a precizat că, indiferent de consecințele juridice ale celor două hotărâri de consilii locale din Deva și Hunedoara, activitatea de colectare a deșeurilor menajere va continua, întrucât, până la intrarea în vigoare a actelor anterior menționate, trebuie să treacă o perioadă de timp. Vorbim pe termen scurt, e și perioada cu sărbătorile. Ce fac devenii cu nedurenii localitățile mari? Dacă se întâmplă cumva să rezilieze contractul cu firma pe care o reprezentați? Nu există termen așa de scurt să se rezilieze, să fie aplicabil de a doua zi. Adică de pozit, adică noi am comunicat și v-am spus, noi nu am reziliat contractul, a fost o întrerupere a serviciului. Una este întreruperea, alta este sistarea, alta este rezilierea. Am înțeles. Înseamnă că totul merge pe termen juridic și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Corect. Bun. Mulțumesc foarte mult. Continuitatea serviciului. Mai multe pe această temă puteți afla urmărind pe 1 TV Deva emisiunea La Subiect, difuzată imediat după jurnalul de știri. De asemenea, emisiunea poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului 1 TV Deva.